Printre D, atelierul lui Moș Crăciun. Cuprins, alegerea jucăriilor aflate în stadiul de machetă, vopsirea jucăriilor aflate în stadiul de machetă, pregătirea hârtiei de ambalaj, împachetarea jucăriilor. La primul pas, din biblioteca 3D, galeria noua colecție, alegem machetele jucăriilor dorite. La pasul 2, cu ajutorul instrumentului umplere din fila pensule, fiecare jucărie primește culoarea potrivită. La pasul 3 este desenat modelul, patternul, șablonul hârtiei de împachetat în doi pași. În pasul 1 folosim forma 2D, square, pătrat, de fapt dreptunghi, pentru a desena o zonă verde. Pe această zonă verde aplicăm o altă formă 2D, inima roșie. Apoi, cu butonul selectare, decupăm zona desenată care se va transforma în sticker și pentru asta va trebui să mai apăsăm încă o dată pe butonul Make Sticker și încă o dată pe butonul Bifă, adică trimitere sticker în galeria personală de autocolante. La pasul 4 se deschide galeria personală de autocolante și cu butonul ștampilă, fiecare jucărie este împachetată în hârtia potrivită. Sarcină de lucru. Realizați un autocolant pentru a fi folosit ca hârtie de ambalat. Din galeria noua colecție, inserați obiectele din listă. Aplicați autocolantul pentru a împacheta toate jucăriile. Deschidem aplicația Paint 3D, creăm un proiect nou, fila forme 2D. Square, pătratul transformat în dreptunghi, linie verde, conținut verde pentru dreptunghiul nostru. Tot din fila 2D alegem inimioara, forma inimă, pentru care stabilim culoarea roșie a liniei și conținut de asemenea în culoarea roșie. Butonul ștampilă ne ajută să copiem de câte ori dorim această formă roșie pe suprafața verde. Iată cele trei rânduri de inimi roșii. Căutăm butonul selectare și îl găsim în partea stângă a ecranului. Decupăm zona desenată ce se va transforma în sticker prin click pe butonul Make Sticker și click pe bifa de repartizare a desenului în galeria de autocolante proprie. Am îndepărtat stickerul de pe suprafața de lucru, de pe suprafața de desenare, și am inserat prima jucărie machetă, automobilul acesta descoperit. Pentru culoarea roșie am selectat instrumentul umplere din fila pensule. Procedăm la fel și cu personajul greiere din filmele de desene animate. Pensonul umplere în culoarea violet va fi folosit pentru recolorarea smokingului acestui personaj. Umplere în culoarea violet.
pentru pletele personajului și pentru borul interior al jobenului, am ales culoarea aurie. Continuăm achiziționarea jucăriilor în atelierul lui Moș Crăciun cu un personaj finisat, un personaj care nu are nevoie, un personaj care nu are nevoie de recolorare. Mielușelul este colorat perfect. Mai departe, inserăm avionul. Avionul, facem loc pe pânza de desenare pentru el. O să deschidem din nou fila pensule, instrumentul umplere și o culoare albastră. Se potrivește întocmai cu acest personaj. Ucenicul lui Moș Crăciun, ocupatul elf, va deschide fila stickers și cu butonul ștampil în mod repetat va acoperi fiecare jucărie în hârtia de ambalaj roșu verde creată anterior. Este nevoie de multă hârtie, nu doar de o singură coală pentru unele jucării. Iată, pentru mașina noastră, o coală, încă o coală, a treia coală, 4 foi de hârtie au fost necesare pentru acoperirea completă. Tema pentru acasă. Utilizați un autocolant cu steluțe roz pe fundal verde pentru împachetarea jucăriilor. Vă mulțumesc!